Finalistul de la Ai Umor, sezonul 11, practic a intrat în finală datorită votului publicului, a fost favoritul publicului și a ajuns direct în finală, cu un număr extrem de interesant și ingenios, un roast inspirat din viața patru Petrelor. Este un foarte mare iubitor de căței și atunci încearcă să facă o asociere între personajele despre care face roastul și cățeluși. Chiar o idee extrem de interesantă. O să rog să vină alături de noi. Ne face și nouă un rost și apoi vorbim despre toată povestea aceasta cu căței, care l-a impresionat într-atât de mult pe Mihai Bendeac, încât a promis că îi va dona 10.000 de euro. Și, ce să vezi, chiar i-a donat. Adică Mihai merge pe linia asta extrem de serios. Să ne amintim cam ce a făcut cu proiectul lui Codin Maticiuc. Este cel mai important donator, indiferent că vorbim de persoane fizice sau juridice. Și e un lucru extraordinar și bravo lui. În momentul în care promite așa ceva, chiar se ține de promisiune. Vedem ce ne-a pregătit în această seară nouă Petre Roman. Bine ai venit! O să rog pe cei de regie să-mi anunțe când trebuie făcut. Eu vreau să inversăm puțin, să facem momentul și apoi să vorbim, ca să fim siguri că intră momentul și că nu te taie publicitatea. Dar dacă vrei, vorbim puțin înainte despre pasiunea aceasta cu cățelușii și o să mă anunțe pe noi. O să mă anunțe pe mine. Nu, anunțați-mă că mai sunt minute destule ca să intre tot momentul lui. Va fi scurt, nu durează mult. Da. Cum? Ideea absolut genială. Put sau... Bate crivățul acolo rău. Da, acolo e... Da. Dacă stai acolo, te criogenăm pentru eternitate. Nimeni nu stă acolo. E pentru regele din Game of Thrones, că vine după tine. Decât cei pedepsiți. Nu se poate opri. Toată tulumba aia care vine direct în cap. A, și nici n-are acoperiș, da. Exact. Nu e nici împădurit. Nici eu am avantaj, că mie mi-au dat-o mai așa. Eu atâta îl rog să fie blând cu mine, că am sufăr cu inima de o bucată. Păi dacă e blând cu animalele, sigur va fi și cu noi. Sau poate cine știe, nu. Cer scuze, deja rău e făcut. Ce acolo trebuie să citesc. E adevărat. Dar ideea e absolut genială, indiferent ce ai scris acolo. Mulțumesc, mulțumesc pentru compliment. Asocierea asta... Deși am auzit de acolo, că se aude ce ai spus în prezentare, și ar fi ceva de completat, să zic. Te rog. Ideea de a face roast prin asociere cu anumite rase de căței și specificul lor comportamental sau fizic, a venit de fapt din ideea de avatar, să zic așa. Am înțeles. Eu și Dana, soția mea, facem chestia asta, lucrăm cu câini, salvăm, reabilităm câini, încercăm să le găsim familii adoptive și în toți anii ăștia noi am citit cam tot ce am putut. Și am studiat și am învățat în regim de autodidact. Mai sunt cazuri în care lumea mă întreabă de unde știi, ce școli ai făcut, vreau și eu să învăț, unde mă duc, ce cursuri. E self-made, să zicem așa, cum zicea Elon Musk, de când e internetul available, poți să faci și să înveți orice. Da, normal. Și atunci noi ne-am dat seama că, de fapt, un câine devine inevitabil avatarul persoanei de lângă el. De multe ori m-am întâlnit cu oameni care încercau să joace un rol, să pună o mască și așa mai departe, și văzând comportamentul câinelui, văzând mișcările lui, gesturile, semnalele, body language-ul, îmi dădeam seama, de fapt, de realitate. Nu știu, un exemplu, poate cel mai puternic în sensul ăsta, este o domnișoară care avea un trecut tumultos, să spun așa, cunoscându-i cățelul, până a făcut ea, nu știu, o cafea sau ce-a făcut acolo, și eram cu cățelul în grădină, când a ieșit și am început să o întreb cine a făcut aia în viața ei, cine aia, a început să plângă, efectiv, pentru că vedeam reactivitatea, tensiunea, emoția câinelui și toate celelalte. Și atunci, noi învățând lucrul ăsta, că un câine este avatarul omului, este doar o prelungire, mi-am dat seama că asta putem folosi lucrul ăsta. Poftim? Asta dacă îl crești de mic. Dacă le-ai gata crescut, nu prea să mai e. Nu, pentru că o să intru un pic în partea de neurobiologie, zicem așa. Animalele, și în special câinii cu nasul lor magic, trăiesc și simt lumea prin feromoni. Ori noi expulzăm feromoni non-stop, da? Acea aură mistică, acea energie și așa mai departe. Feromonii sunt ca un cod de bare care sunt instant. Fiecare emoție, gând, este însoțit. Da, dar sunt pe trăirile din prezent. Dar ta spun, câinele n-are cum să recupereze feromonii din trecut. A, nu, dar el în momentul în care petrece o perioadă de timp relativ scurtă cu tine, o lună, două, trei, recuperează. Se calibrează. Și atunci se întâmplă magia asta. E extraordinar. E fantastic. Bine, noi vrem să dezvoltăm, sau visul nostru este să mergem în partea de terapie. Am început să citim. Asta vreau să te întreb. E o știință anume care se ocupă de treaba asta? De corelarea asta a trăirilor animalului de companie cu ale omului? Tot ce înseamnă cercetare științifică în domeniul ăsta, din punctul meu de vedere, acum liderul ar fi un domn din Budapesta. I-am scris un mail, am zis că vreau să fiu ucenicul lui. Și au zis, găsești chestii pe site, contra cost, acolo e problema la noi, contra costul, știi? Da. Dar tot ce înseamnă știința asta și cogniția și ce înseamnă emoția animalelor și a cățeilor, e foarte la început. E cam cum era medicina umană poate acum 100 de ani. Eu cred cu tărie că urmează să descoperim niște lucruri fantastice. Cum a fost, de exemplu, câinii de la Sibiu care detectează COVID-ul, care aveau o acuratețe mult mai mare decât testele medicale. Da. Cum sunt câinii care poate să preîntâmpine atacurile de diabet, de epilepsie și mai departe. Aici am găsit oarecum o explicație științifică, toate mustățile și sprâncenele lor sunt foarte sensibile la ce înseamnă încărcarea cu electricitate statică din mediu. Și coroborând tot ce înseamnă electricitate statică din mediu cu feromonii, ei procesează altfel, nu știu, al șaselea, al șaptelea simț și așa mai departe. Te dă în gât câinile, tu îți dai seama unde am ajuns. Da, el săracul nu vrea să facă asta. Că o să fiu oameni la pușcărie, ce puțin, mă dă în gât pudă lui. Bobiță. Da, bobiță, ai făcut bobiță. Acum judecător, vreau să-l duc singur. Da, asta merită o discuție separată în sine. Hai să ne concentrăm acum și pe partea aceasta umoristică pe care tu ai găsit-o într-un domeniu atât de serios. Asta mi s-a părut mie o idee genială. Că ai putut... Nu e ideea mea, nu pot să mă asum credit, este un prieten foarte bun care a venit și a zis, fă-o, du-te, fă-o, încearcă. Eu ca întotdeauna eram pesimist, că întotdeauna mi se pare că nu o să reușesc sau nu sunt destul de bun în ceva. Și el și cu Dana și cu ceilalți prieteni îmi dau mereu curaj.